Bună ziua! Multe evenimente au avut loc în ultimele săptămâni pe scena politică din România. Putem spune că a fost o perioadă extrem de agitată și în ceea ce privește viitorul țării noastre. Toate aspectele le voi dezbate astăzi la Puterea Știrilor, alături de domnul europarlamentar Laurențiu Revega, membru în grupul conservatorilor și reformiștilor europeni. Bună ziua, domnule Rebega, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Domnule Rebega, cum se văd toate aceste tensiuni de pe scena politică românească la Bruxelles? Din nefericire, să nu se vede foarte bine. Din nefericire, nu se vede foarte bine, pentru că în ultima perioadă și în ultimul an, din ce în ce mai mult am transferat, dacă vreți, războiul politic național în, în Europa, în Parlamentul European, lucru care nu prea se obișnuiește. Adică se discută despre statele membre sau despre politica statelor membre, dar nu așa intens și nu așa, să spun, într-un dialog contundent între cele două părți, pe de-o parte guvernul și pe de-altă parte opoziția din statul membru. Ne amintim că zilele trecute, chiar în Parlamentul European, a fost adoptată o rezoluție împotriva României. Ce înseamnă, de fapt, această revoluție pentru rezoluție pentru țara noastră? Păi, în primul rând, rezoluția este un fel de recomandare pe care grupurile politice, prin președintele Parlamentului, convins o trimită către statul membru pentru a atrage atenția în, pentru diferite abateri, să spunem așa. Auzeam zilele trecute că politicienii aflați la guvernare spun că este o rezoluție împotriva României. Eu am spus-o și repet, rezoluția este împotriva României, dar în momentul de față România este guvernată de un guvern. Deci ea se datorează, sau dacă vreți, în momentul de față este uh, din ce în ce mai criticată pentru acțiunile pe care guvernul le-a luat în ultima perioadă auzeam din nou că cineva spunea este o rezoluție politică. Bineînțeles, Parlamentul European este o instituție eminamente politică. E firesc să fie o rezoluție politică. Ceea ce este îngrijorător și ceea ce m-a surprins foarte tare este că de această dată toate grupurile politice au convenit să voteze această rezoluție. Toate grupurile politice, inclusiv grupul politic din care Partidul Social Democrat, care se află la guvernare în momentul de față și împreună cu ALDE, au votat această rezoluție. Ceea ce înseamnă că îngrijorările nu mai trec în momentul de față doar de partea politică. Să spunem că este un joc politic, un joc democratic, care ne face să ne gândim că cineva încearcă să schimbe uh, guvernarea sau să schimbe uh, actuala putere. lucru care se întâmplă peste tot în lume. Deci, dacă stăm să ne gândim în momentul de față că cele două grupuri politice de la nivel european au votat această rezoluție, având în componență partide care se află la guvernare în România. Este îngrijorător. Înseamnă că sunt uh, motive de îngrijorare foarte mare. Am văzut totuși că această rezoluție nu a fost privită cu ochi buni la, Bru la București și mă refer aici la guvernul României. Uh, S-a simțit puțin atacat. Uh, cum vedeți dumneavoastră această reacție a executivului? Uh, nu știu, știți foarte bine, eu întotdeauna uh, am fost un, o persoană care a încercat să echilibreze balanța în ceea ce înseamnă, sau dacă vreți, în ceea ce privește acțiunile pe care Bruxelles și Uniunea Europeană încearcă să le ia uh, împotriva statelor uh, membre. Dar de data aceasta nu pot spune că această acțiune a fost. Uh, a fost corectă. Adică acțiunea Guvernului de a critica recomandările pe care cineva, cineva ți le face. Pentru că dacă vorbim doar prin simplul fapt că sunt niște recomandări și dacă ne gândim în urmă cu 10 ani, cu 12 ani când am aderat la Uniunea Europeană, am fost cu toții de acord să urmăm și să urmărim o cale care are, sau care a care a stabilit de foarte multă vreme niște principii și niște valori europene. Că tocmai ăsta este motivul pentru care am ales să facem parte din grupul, din grupul acesta al țărilor Uniunii Europene. De aceea eu cred că în momentul în care ieși și spui nu vreau să accept nici măcar recomandările, asta e o mare problemă. Pentru că oricine și orice ar spune, trebuie să te gândești la ce beneficiu aduci țării tale. Ori niște recomandări înseamnă așezarea la masă și înseamnă deschiderea unor negocieri pentru ca să convingi pe de-o parte pe cei care au făcut, să spunem, niște recomandări care unele dintre ele poate au fost, să spunem așa, neprofesionale sau neprofesioniste sau care nu au obținut cont de foarte, de foarte multe lucruri din statul membru. Dar trebuie să stai la masă. Dacă tu spui că nu accesi nimic, asta înseamnă o debarasare și înseamnă o depărtare față de partenerii care trebuie să recunoaștem până acum, au ajutat și au contribuit uh, uh, în România la dezvoltarea și creșterea nivelului de trai pentru cetățeanul de rând. Ne așteaptă un moment extrem de important și istoric uh, de la 1 ianuarie, preluarea președinției Consiliului Unii Europene. Afectează preluarea președinției Consiliului European această rezoluție? Sigur, re rezoluția afectează foarte tare preluarea președinției. Numai dacă ne gândim că în urmă, în urmă cu câteva zile, poate o săptămână sau două săptămâni ministrul delegat pentru afaceri europene și a dat demisia. Era cel care se ocupa de pregătirile tehnice. Este un puternic semnal de alarmă. Este, dacă vreți, focul a început să ardă. Nu este chiar un semnal de alarmă, focul a început să ardă, pentru că în momentul de față, chiar dacă portofoliul a fost preluat de un, un profesionist, un secretar de stat care a stat în permanență în legătură cu, Uni cu Comisia Europeană și cu Uniunea Europeană, asta nu înseamnă că discuțiile pe care ministru, discuții tehnice de altfel, le-a purtat cu omologii săi, mai sunt aceleași. Pe de-o parte, pe de altă parte. Vine rezoluția cu două luni înainte de preluarea președinției, care ne spune că nu suntem pregătiți, nu putem uh, să avem, capa nu avem capacitatea de a discuta, de a negocia, de a ne așeza la masă. Pe de altă parte, în două luni, te pregătești să stai în capul mesii și să conduci Uniunea Europeană. Sunt 28, încă 28 de state, vor fi 27. Ai de, ai de discutat în momentul de față poate cea... Uh, un act istoric, cel mai dificil act istoric care se poate întâmpla. Un stat membru a decis să părăsească Uniunea Europeană. Vorbim de uh, Marea Britanie. Pe de-o parte. Pe de-altă parte avem criza migranților. Criza care a destabilizat și a creat o falie între țările europene să spunem așa mai dezvoltate din vest și țările din est care nu au fost pregătite să primească un astfel de... Uh, un număr așa de mare de migranți pentru că nu știu, nu că nu știu, nu au capacitatea și nu au potențialul să gestioneze, să spunem așa, proprii lor, propriile lor persoane care, au, care sunt în nevoie. Vă dați seama, noi în momentul de față trebuie să asigurăm cazare, mâncare, integrare. Încă avem problemele noastre. Astea sunt doar două proiecte. Plus de asta, Uniunea Europeană să nu credeți că dacă ne aflăm în, în capul mesei, în momentul în care vom conduce președinția, vom avea președinția, vom hotărâ singuri care sunt proiectele noastre. Trebuie să ținem cont și care sunt proiectele Uniunii Europene pe ansamblu. Nu numai în relația interțări, dar și în relația Uniunea Europeană, alte, alte zone geografice. Cam asta este situația. Gândiți-vă că în momentul de față noi nu putem să ne înțelegem în România. Cum ne vom putea înțelege sau cum vom putea transmite un semnal unitar acolo? Cum vom sta Guvernul nostru, da? Premierul nostru, cum va sta în capul mesei și va discuta cu ceilalți omologi în condițiile în care în România are o astfel de problemă? Ne amintim că Finlanda și-a exprimat uh, dorința de a prelua ea președinția Consiliului Uniunii Europene, practic de a ne lua această povară. Cum vedeți, dumneavoastră, mesajul transmis de Finlanda? E, e puțin forțat. În primul rând, că nu se putea. Dacă s-ar fi putut lucrul acesta, poate că s-ar fi întâmplat. Nu cred. Cred că a fost o interpretare greșită, dar este, din nou, această interpretare, fie ea și greșită, se datorează faptului că România nu știe să transmită un mesaj partenerilor. Adică, domnule, indiferent ce s-ar fi întâmplat în România, trebuie să spunem, noi avem proiectele noastre, astea sunt proiectele noastre, știm că avem proiecte de preluat de la președinția Austriei, le vom preda în continuare de la Finlanda și așa mai departe, tocmai să facem trecerea lină fără a se observa aceste disensiuni. Ăsta este motivul pentru care se întâmplă că orice altă țară își dorește să continue ceea ce noi nu suntem în stare sau suntem văzuți ca, nu, ca ne fiind în stare să continuăm pentru că este vorba și este în joc Uniunea Europeană. Nu este vorba de România doar va trece România acest test, din punctul meu de vedere? <coughs> da seama că eu îmi doresc foarte tare să treacă acest test. Mie teamă, pentru că, așa cum am spus, schimbările din ultima perioadă ne-au destabilizat. Și vă spun cinstit, destabilizarea nu vine neapărat din capacitatea unei persoane să gestioneze un dialog cu omologul său, ci vine din incapacitatea pe ansamblu, al Guvernului României, să poată să gestioneze și să fie încărcat cu sarcini, să le transmită mai departe. Adică, dacă dumneavoastră sau eu ne vom întâlni cu alți colegi de-ai noștri, avem capacitatea să le explicăm. Ori aici este vorba de un alt fel de mecanism. Nu este vorba de persoane, ci este vorba de o întreagă, o, o întreagă, un, un întreg angrenaj. Mi-e teamă de ce. Din nou, aceste șase luni vor însemna eforturi uriașe pentru România de a încheia anumite negocieri. De a deschide alte negocieri, de a stabiliza anumite, să spunem așa, momente care au apărut în perioada de președinție a statului anterior. Ori noi, în momentul de față, să mă ierte Dumnezeu, nu putem să ne cădem de comun acord între noi că peste câteva zile vine 1 decembrie și trebuie să fim toți unul și unul în anul pregătite. centenar. Sigur că da. Și suntem în anul centenar. Asta este dacă vreți, marea mea uh, neliniște și marea mea, uh, marele meu semn de întrebare. Nu pentru că personal nu avem capacitatea, ci pentru că în astfel de momente trebuie să arăți un angrenaj uh, complet. Trebuie să arăți un motor care funcționează la capacitate maximă și are nevoie de tot ceea ce stă în putință ca să ducă să tragă după el uh, mașina.